Paul, bun găsit! Bine v-am găsit! Ce presupune organizarea unui turneu de poker? Organizarea unui asemenea eveniment implică destul de multe lucruri. În primul rând, verificarea sălii, ca să vezi eventuale câte mese poți să pui pe sală, ce așteptări să ai de la sala respectivă. Organizarea de transport, de aducerea echipamentelor la eveniment și pregătirea sălii efectiv, unde trebuie să verifici tot, dacă ai mese, dacă ai scaune suficiente, dacă e lumina ok pe sală. Mă gândesc că pregătirea ține foarte mult de numărul participanților. În medie, da. Ăsta e primul lucru care se ia în calcul. De aici pornești și numărul de mese de care ai nevoie pentru eveniment. Și cum noi la fiecare eveniment avem așteptări mari, avem foarte multe echipamente de pregătit. De ce organizare a fost nevoie la 888 Poker Live? În sine am adus 50 de mese pentru acest festival. Avem așteptări mari pentru main event. Este destul de mare primul pentru acest eveniment și totuși sperăm să iasă ceva ce ne-am propus. Ce înseamnă organizarea de fise? Organizarea de fise e o poveste interesantă. Se verifică toate fisele pentru fiecare eveniment în parte. Avem mai multe tipuri de fise pentru fiecare satelit organizat, pentru fiecare main event organizat. De exemplu, ai buy-in-ul de 30.000 de fise și acolo trebuie să faci un anumit număr de fise de 100, un anumit număr de fise de 500, toate puse în treiuri pregătite pentru fiecare masă în parte, la care se adaugă cât un pachet de cărți, se adaugă butoane de dealer, butoane de all-in, cutting card și toate să fie verificate, să corespundă pentru fiecare masă. Ce presupune, ok, am vorbit despre organizarea unui astfel de eveniment, dar am vorbit despre ce muncă presupune organizarea unui astfel de eveniment, dar de câți oameni este nevoie pentru a organiza un eveniment, iată, în acest caz, de 7 zile? În medie am o echipă de 10 persoane cu care colaborez și mă ajută pentru pregătirea acestui eveniment. Băieții sunt foști culturiști, ca să zic așa, fără ajutorul lor nu m-aș descurca, pentru că să aduci 50 de mese la un asemenea eveniment e destul de greu. Și ce alte turnee o să mai organizați anul acesta? Ceva pe agenda? Avem. Tot anul este încărcat. Fiecare lună, doar luna august, unde lăsăm lumea să se odihnească. În rest, în fiecare lună avem evenimente. Din ce știu, 2 evenimente o să le organizăm la mare, deci să se pregătească lumea pentru distracție. Și majoritatea în București. Aici o să fie acțiunea în sine. Bucureștiul este în putere.